Un verset din Biblie și meditația zilei. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Geneza, facerea, capitolul 1, cu versetul 26. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tărăsc pe pământ și pe tot pământul. Iubiți frați creștini, acest text pe care l-am citit din prima carte a Sfintei Scripturi ne dă de înțeles următoarele. Omul este înainte de orice o imago Dei, o imagine a lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelează ca iconar, omul însuși moștenește această vocație iconică, instalându-se în cosmos ca iconograf. Așa se explică faptul că adevărata icoană este o consecință a întrupării cuvântului, o urmare a vederii lui Dumnezeu în trup. Icoana nu este alta decât o mărturisire, așa cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, ce am văzut cu ochii noștri, 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 1. Iubiții mei, cei care cinstesc icoanele, îl cinstesc pe cel zugrăvit în icoană. Cei care venerează icoanele, venerează pe cel zugrăvit în icoană. Iată, învățăm astăzi că prima icoană pe care însuși Dumnezeu a creat-o, ești tu, sunt eu, este omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lucru binecuvântat de Dumnezeu, lucru pe care unii astăzi îl contestă în ceea ce privește icoana și reprezentarea celui zugrăvit în icoană. Dumnezeu să ne ajute să cinstim sfintele icoane, care nu sunt altceva decât ferestre spre cer, iar pe cei care nu cunosc teologia icoanei, Dumnezeu să-i lumineze și să-i aducă la cunoștința adevărului. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.